deja ne cam adulau într-un fel. Adică aveam aceeași, dacă mai țineți minte, filmele cu Beatles, când de-abia începeam ceva și tineretul fugea către mantinela de la limita scenei și țipau și mi-aduc aminte că am avut un concert în sala Palatului și acolo a fost o chestie că au sărit pe noi, dar am început cu o piesă a lui Beatles care din păcate nu se mai întâmplase în sala Palatului, muzică de Beatles să fie dată așa în spectacol la deschidere și era și șocantă. Era o piesă în care intram cu trei voci și cu instrumente într-o fracțiune de secundă. Și treaba asta vine ca un soi de șoc așa peste ei. Și au început să țipe și au venit către noi și ăștia, politicienii de pe-n culise, bă, ce faceți? Nu știu ce cu tare. Deci era o chestie din asta așa de cum să vă spun? Ei uitaseră să ne impună să nu începem cu o piesă din repertoriu internațional, iar pe noi nu ne-a prea interesat. Și din cauza asta a ieșit ce a ieșit. Dar, într-adevăr, ca să revin, priza era foarte mare. Eram recunoscuți oriunde, în orice orășel, oraș mare, se uita la noi și deja apăruseră primul disc, parcă.